George, Daniel, de ce nu vreți să înțelegeți că bananele sunt bune? Nu înțeleg de câte ori mai trebuie să mă mai cert cu voi ca să înțelegeți că trebuie să vă mâncați legumele și fructele! Spune-mi, George, tu ce faci, Daniel? Ce naiba stai așa cu capul ăla? Daniel! Daniele, uită-te în ochii mei când vorbesc cu tine, întoarce-te, mă! Nu înțeleg ce vă deranjează! În primul rând, nici măcar nu poți să numești tortură ce se întâmplă aici. Ce-ai zis, George? Mă comentezi? Vrei să scot sabia la tine, George? Spune, vrei să scot sabia la tine? Deci nu vă mai suport. Când eram mic, mama mă bătea cu biciu cu foc pe spate. Ar trebui să înțelegeți că agățat un cârlig e o chestie ușoară. Și voi comentați non-stop! Opriți-vă din comentat! Nu-i nimic, uite așa-mi făcea mama când era mic, poftim. Ia de aici, ia de aici, așa meriți. Așa, ia de... Mă bătea cu piciorul pe spinare până când începeam să plâng. Și după ce începeam să plâng, începea să-mi dea cu biciu. Și după ce îmi dădea cu biciu, îmi bătea cu sabia. Și apoi îmi tăia degetele și unghiile cu totul. George? Pace! Ai văzut ce a făcut frac tu? Ai văzut ce terminat e? Să te prind pe tine că ești la fel de terminat. Încă comentezi? Nu-i nimica, stai liniștit. Știi că mami are mereu siropul pentru tine. Ce-ai zis, te doare gâtuțul? Nu-i nimic, stai liniștit că acum îți dau niște paracetamol pe gât. Ia de aici! Opa! Aoleo, ăsta nu era paracetamolul, era o travă de șoareci! George! Hei! Hei, George! George! Uită-te la mine când vorbesc cu tine! George! La naiba, George! Uite ce mă pui să fac. Întoarce-te, mă, că vorbesc cu tine, mă. Pune-mă. Bă, întoarce-mă capul. Aoleu, stai, scuze, nu știu de unde am scos asta. Întoarce-te, mă, că vorbesc cu tine, George. George, întoarce-te, băi, la mine. Da? Mă tratezi cu spatele, nu? Mă tratezi cu indiferență, George. Stai liniștit. Asta e vaza preferată a bunicii. Nu mă face să ți-o sparg de cap. Asta e tradiția în familia noastră. Cine ne dezonorează familia? Primește vaza bunicii pe cap. Până acum nu s-a spart în niciun cap, dar dacă se sparge în capul tău, ai belit-o, George. Georgica, ce nu face maică ta pentru tine? Ce facem asta? Nu se sparge? Stai puțin, George, că nu știu ce se întâmplă aici. Sparge-te, mă! Ia uite ce-ai făcut, George, ai spart vaza bunicii! Ai spart vaza bunicii, George! Murgu, sincer îți spun că tu mi-ești cel mai bun prieten, mă înțelegi că nimeni nu mă înțelege, Murgu. Da, Murgu, da, te iubesc din tot sufletul meu. Măcar tu mănânci legumele și fructele, că mereu mă cer cu copiii și le spun, de ce nu puteți să fiți ca Murgu? Ia de aici, Murgu! Murgu, Murgu, ce faci, mă? Întorci spatele la măr? Hai, Murgu, e mănută preferat, hai, Murgu! Murgu! Nu și tu, Murgu! Nu și tu, Murgu! Te rog! Nu mă face că scot sabia la tine dacă nu mănânci mărul ăsta. Pune-mă, bă, gura pe... Așa, Murgu, mulțumesc frumos. Dar nu te iubește tăticul pe tine, Murgu. Normal că te iubește pe tine tăticul. Uite-te, George, ce se întâmplă. L-am adus pe vărul Martinic aici de față. Vezi ce se întâmplă dacă nu-ți mănânci fructele și legumele? Te faci piele și os! Pune-mă mâna și mănâncă! Crezi că mami zice degeaba să mănânci toate chestiile astea? Uite-te și tu cum l-au crescut părinții pe ăsta. Tu-l vezi cum arată? Nici măcar nu mai are carne pe oasele alea. Vrei să ajungi ca el să-și bată copiii joc de tine la școală? Spune-mă, vrei să ajungi ca el? Uai, ce-ți pute gura! Mă, tu iară nu te-ai spălat astăzi pe dinți? Ce ți-am spus, mă, să te speli pe dinți înainte să mergi la școală? Aaa, mami, dar e sâmbătă, nu mergați la școală! Nu comentezi când mami vorbește, înțelegi? Tu nu comentezi! Nu, e nimic, lasă-mă așa că te spăl eu pe dinți acum, două secunde. Să dea naiba, Murgu, să te prind vreodată că nu mănânci fructele și legumele, că ești singurul care le mănânci, ai înțeles? Mihai, un moment, să te rog frumos, că mi-a spus mama ta că ai fost rău astăzi la școală și știi cum se întâmplă când ești rău la școală, primești detenție. Așa că am să te crucific puțin aici, Mihai. Hai, Mihai, nu-ți fie rușine. Du-te, mă, mai încolo, aruncă-ți și picioarele alea. Opa, așa, Mihai. Hai, Mihăiță. Așa. Tu ce faci, mă? Tu stai la rând, mă, că... Ia vină, mă, încoace, mă! Ia vină, mă, încoace, băi! Rareș, te rog frumos! Nu mă face să te pun să stai ca și bunicul tău! Uite-te și tu! Uite-te! Vrei să ajungi ca bunică tu? Știi de cât timp e deasupra magmei ăstea? S-a făcut barbecue, Rareș, dar nu-i nicio problemă. Dacă asta îți dorești, asta primești. Poftim! Așteaptă puțin acolo, că vin și la tine, da? Așteaptă două secunde, că imediat vin!
Numai comentar, Areș! Așa, bun, bine, te-am găsit, Mihai. Am și uitat cum te cheamă la câți copii am. Bun, ce? Te dor palmele că ai cârligele alea în mână? Ți-am spus să n-alergi pe holuri la școală! Ce n-ai mai așa greu să înțelegi? Oricum, e o pedeapsă mică față de ce puteam eu când eram mic, înțelegi chestia asta? Așa că să nu te mai prind, că te plângi! Haide, Murgo, măcar cu tine mă simt bine alături. Luați de aici, nemericilor! Mulțumesc, Murgo, că ești aici mereu și-mi faci pe plac. Ia uite-te, vino cu ace și ține... Dă-te, mă, de aici, mă, că nici măcar un discurs nu pot să-l țin. Bun. Știu că atârne aici de 5 ore, dar uite ce ți-am adus în caz că ți-e la foame. Să-ți crească puterile. Nu mai puțin? Îți dau mărul ăsta în gură și să... Mi-ai dat mărul pe jos? Mi-ai dat mărul pe jos cumva? Mănâncă, mă, mărul ăla! Dacă-ți dau măr... Mănâncă măr, mă, copiile, mă! Ce nu înțelegi? Bun, mărul! Laptele și cornul de la școală-i bun? Mărul-i bun! E bun, mărul! Cu puterea investită în mine, cu Murgul și cu coama lui alături de mine, sunt aici să nimicesc orice monstru pe care îl prind în cale. Ia de... Ia, mă, de... Mori, mă, odată, mă, dacă vorbesc cu tine, să mori, mori! Așa, mulțumesc frumos! Bravo, sunt mândru de tine, Murgu! Vă calc pe toți în picioare! N-aveți nicio șansă! Ia de aici, mori! Opa, Rareș, m-am întors! Aoleu, ce faci, mă? Bă, tu vrei să evadezi cumva? Asta nu, ce nu înțelegi că e pedeapsa ta, te-am pus să aștepți aici ca să vin să te ajut. Ce naiba faci, mă? Unde vrei să te arunci așa? Tu ești nebun la cap, nu vezi că te arunci în magmă? Ia uite și pe ăsta. Ia vino, mă, încoace, mă. Tu ce faci, mă, aici? Ai credeai că vii să-l ajuți, nu? Nu e nicio problemă. Stai așa. Hai, haide, haide, haide. Nu-ți fie rușine, nu te sfii. Vino, mă, încoace, mă. Hai, mă, târăște-te, mă, de acolo. Bun, nu e nicio problemă. Băieții mei, cred că trebuie să vă mii de mintea la cap, că nu înțeleg ce se întâmplă aici, sincer. Ce de-aia mai trebuie să vă mai fac? Să vă dau cap în cap să înțelegeți că nu e în regulă să fiți copii obraznici? Dacă vă dau și cap în cap, mă, dacă asta trebuie să fac, să vă dau cap în cap, luați de aici cap! Ups, uite, vezi ce se întâmplă, ajungi ca el, i-am sfârmat capul. Vrei să sfârm și ție capul? Bun, Marian, te rog frumos să aduci capul așa mai încoace aici. Te rog, haide, mă, bagă-mă capul ăla, mă, așa acolo. Bun, bun, Marian. Deci, am să te rog frumos, lasă-mă alea jos din mână, ci... Ia, uite-te, mă, la el. Dă-astea jos din mânuță, mă, dă-mă jos, că n-ai nevoie de ele. Două secunde. Ești pe masa de operație aici, tu ce nu înțelegi că te fac bine? Ups. Ovidiu, îți spun sincer că nu știu ce să mă mai fac, deci copiii ăștia nu mă mai ascultă, mă, nici legumele nu ne mai mănâncă. Un afurisit de măr nu-l mănâncă, Ovidiu, ce naiba pot să mă mai fac eu cu copiii ăștia, că nu mai pot! Nu mai pot, Ovidiu. Pă ce vrei, mă, aici, la spatele meu, mă, pleacă, mă, de aici, bă, odată, lasă-mă, pace! Tu nu vezi că ești piele și eu zici la fel ca și copiii mei, uite-te, Ovidiu, așa sunt și copiii mei, că nu mai mănâncă nimica, Ovidiu. Ce-ai zis? Ce-ai zis? Ce-ai zis? Bă, te-ai luat de copiii mei? Bă, te-ai luat de copiii mei? Ce-ai zis? Ai zis că nu mi-aduc bine copiii? Tu ai zis cumva că nu mi-a... Bă, băiat, ai zis că nu mi-aduc bine copiii, să înțeleg, nu? Ia vină, mă, încoace, mă, că... Da? Deci vrei să nici și batem aici, în bar de față, cu toată lumea, nu? Na, uite ce pățești dacă te iei de mine și de copiii mei! Uite ce pățești dacă te iei de ei! Bun, bun, trebuie să te punem pe masa de operații. Gata, 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 ai ajuns unde trebuie, sunt aici pe mâini bune. Dar doctor, îmi pierde, nu cred că mai avem mult timp. Taci, ești doar o asistentă, da? Eu știu ce fac că sunt doctor. Stai așa, stai liniștit, nu e nicio problemă, trebuie doar să te anesteziem puțin. Asta e anestezia, dar pentru mai târziu, ok? Tu pune-te aici pe masă. Dar doamne, doctor, doctorul deja mort. Nu e mort, nu vezi că suspină, uite-te la el, uite-te. Ți se pare că e mort? Poate tu ești mort, da? Dar el încă mai are de trăit. Trebuie să ajungă acasă să-și vadă copiii, familie. Taci! Ți-am spus! Ce să-i faci doar anestezia? Bun, cred că o să-mi caut o asistentă nouă după operația de astăzi, că văd că nu înțelegi nimica. Stai așa liniștit că te rezolvi imediat. Pune-mă capul ăla aici! Aici trebuie să pui... Auleu! Bă, ce ți-am spus, mă, să mă ajuți, mă? De ce nu faci nimic să mă ajuți? Trebuie să fac toată munca singur, așa e cu asistentele astea. Stai așa, imediat reușim. Dă capul ăla încoace. Dă-mă capul ăla încoace. Dă capul ăla încoace. Auleu, că nu mai pot. Pune-mă capul aici. Așa, așa, haide, facem progres, facem progrese. Dă capul, dă capul. Bă, ai trecut cu totul. Că cam așa mă cac.
A reușit? Mai avem puțin și reușim. Scoate capul, Bun, e scos capul, Dar doamne doctor! Taci! Gata, nu te mai suport! Două secunde, așteaptă! Doamne doctor, nu te rog! Nu spui tu mie ce să fac, da, eu sunt doctorul tău și asistentul. De astăzi din cauza asistentului, du-te! A fost o perioadă frumoasă, cât timp a fost. Dar trebuie să zic adio! Am o operație de făcut acum. Ia vină mă încoace mă. Că cu pumnul te bat. Nu, nu mai pot. Toată lumea, bine că știți voi să-mi ziceți cum să-mi educ copiii, dar voi sunteți niște needucați și niște cretini. Ia treci mă în flăcările iadului tău. Ia vină mă încoace mă, că te rup în seara asta. Dar sparge-te odată vază, imbecile! Mori! Așa! Du-te! Arzi în flăcările iadului! Ești ok? Stai numai puțin! Acum facem anestezia, două secunde! Am scos anestezia! Cât trebuia să pun, am uitat! Ah, la naiba avea nevoie de asistent acum! Nu-i nimic, turnăm toată sticla! Aulea, la foc! Nu-i nimic, că facem anestezia, două secunde! Opa, deschide picioarele, crăcește-te puțin ca să facem anestezia! Stai mă, ce faci caz de pe masă, treci mă mai încoace! Gata, am făcut anestezia! Și acum tragem de manet în jos! Hop! Opsii! Cred că nu te-am tăiat de unde trebuia! Hopa, ăla-i bunicu! Vino încoace, bunicule! Bunicule, de cât timp? Bunicu! Deci nu mă mai suportă nimeni! Tanti Lenuța! Nici măcar tu nu mă mai suporți. Bunicul se sinucide când mă vede. Nu știu ce să mă mai fac. Sincer, nu știu ce să mă mai fac. George? Măcar tu. Trebuie să mă suporți, așa-i? Georgica, doamne ferește, Georgica, de cât timp nu te-am mai văzut. Doamne, ce frumos, ce dorme, ce mare te-ai făcut, ce dorme a fost de tine. Georgica, am un cadou pentru tine. Mătușa Nicolae are un cadou pentru tine. Prin puterea investită în mine, Doamne Dumnezeule meu, așa. Opa, vină cu acea, Georgica, să-ți arăt. Georgica? Georgica, ești ok? Știu că mi-ați cerut PlayStation 5 amândoi de Crăciun, dar eu când v-am cerut să mâncați fructe și legume, salată de roșii și spanac, voi ați mâncat? Spune, Mihai, ai mâncat? Spune, George, uite-te și tu cum ai ajuns, Mihai, din cauza că n-am mâncat. Pierde și eu, vrei să ajungi și tu? Uite-te cum ai ajuns, da? Da? Deci eu v-am cerut să mâncați fructe și legume. Voi n-ați mâncat? Voi mi-ați cerut PlayStation? Na, luați PlayStation. PlayStation 5? Poftim! Poftim! De aici, Mihai! Tu, George, ce mai zici? Vrei? Vrei și tu PlayStation 5? Ia de aici, nu? Stai liniștit, ce? Acum ți-e frică, nu? Te-ai pișat puțin pe pantaloni? Ia-mă de aici PlayStation 5! Ia PlayStation 5! Aaaa! Aaaa, căzut eu! Uai, ce pișare am tras aici, ești nebun la cap! Uaile, să mă închei la... Așa! Bă, Murgule, bă, mamă, ce pișare am tras aici, Doamne ferește, să mă ierte Dumnezeu că n-ai idee ce am făcut aici, măi, băiatule, măi. Mă bucur, sincer, mă bucur că am ieșit la plimbare de dimineață, că așa, cel puțin, suntem siguri că suntem feriți de inamici și de hoțuman din aia care vin și te fură seara sau chestii de genul. Murgo? Murgo, unde mai... Bă, Murgo! Auleu, stați, nu veniți, mă, lângă mine! Bă, Murgule, ăștia o armură, tu vezi că sunt îmbrăcați în armură din cap până în picioare? Dai mă, eu, uite, am și eu, uite un din ăsta de lemn și am și un scut. Nu te pune cu mine, că te văd. Auleu, nu scoate sabie. Murcule! Auleu, sunt după mine, Murcule, nu mă lăsa, Murcule! Bun, dragii mei, mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de mine. Sper că vă plac tipurile astea de episoade. Dacă vă plac, vă puiți butonul de like, subscribe, share și coment ca să mai pot să mai fac. Și desigur, vă iubesc pe toți, pupici cu sclipici și ne vedem tura viitoare. Mua, 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 pa, pa!